mergem acasă, am vrut să ne oprim din filmat, dar nu se poate pentru că e foarte tare și am venit și în prima seară, adică asta, să facem un material doar de noapte, pentru că noaptea aici e cumva zi și am să fie un material super special de noapte, să vedem cum se distrează oamenii la party-uri, la ce mai fac pe aici la mentenanță și să vedem care e treaba. De noapte zi, noapte zi, noapte, noapte zi. Material de noapte zi. Iată că întrerup materialul de la Gatebil, tocmai de aici din Suedia, ca să vă spun despre Surfshark. Cum am folosit noi Surfshark să ne luăm, de exemplu, bilete de avion mai ieftine? Ce face acest Surfshark? Mare atenție, că dacă o descărcați din linkul nostru, din descriere de aici de la clip, aveți 3 luni gratuite. 3 luni gratuite unde puteți să testați dacă aplicația chiar funcționează și dacă chiar vă ajută. La ce vă ajută? V-am spus. Luați bilete de avion mai ieftine, adică vă selectați țara din care ați fi voi ca și cumpărători, să zicem Germania, și cumpărați bilete de avion pentru Suedia, ca și cum ați fi neamț. Cu siguranță le veți găsi mai ieftine. Nu mă credeți? Descărcați aplicația, încercați 3 luni și îmi dați comentariul la clip. Băi, Daniele, ne minți. Pe lângă chestia asta puteți să intrați pe anumite site-uri care sunt banate. De exemplu, dacă vecina dumneavoastră și-a luat un X6 nou și vi se pare că n-ar avea de unde să vină X6-ul ăla. Cu această schimbare de VPN puteți să vedeți ispitele de la insulă necenzurate. Puteți să aflați o grămadă de lucruri, nu o să vă zic eu, că nu vreau să vă stric surpriza cum ar veni, la ce puteți să descoperiți schimbându-vă VPN-ul. Puteți să intrați pe site-uri și să beneficiați de o grămadă de promoții, puteți să cumpărați lucruri care nu se vând în România, puteți să intrați pe anumite platforme de streaming sau platforme care vă pun la dispoziție anumite filme sau seriale care, iarăși, nu sunt disponibile în România. Aveți o grămadă de avantaje. Trebuie să mă credeți pe cuvânt că ne știm de 5 ani, ne tragem de șireturi și nici nu umblăm cu fofârlica, cum s-ar zice. Acest Surfshark mai vine și cu un update, adică Surfshark One, care vă ajută să nu fiți descoperiți. Adică vecina să nu știe că vă uitați la ea. Să fie doar secretul vostru și al băieților de la bloc. Și al grupului de Telegram și de WhatsApp, unde pleacă toate pozele și toate cele. Bun, eu vă spun că este, bineînțeles, o combinație bună de la noi. Găsiți în descriere link-ul din care puteți să achiziționați aplicația. Nu uitați, 3 luni gratuit de aici de la Stax, ca să mergem la sigur. Să nu mergem. Este ziua 2 a noastră aici, ziua 3 de eveniment sau prima zi de weekend, pentru că evenimentul ăsta începe de joi. Noi n-am ajuns joi, am ajuns vineri din prima zi. A fost mult mai chill. Toți ne spun astăzi că o să fie nebunie. Vedem ce se întâmplă. Astăzi este o zi plină în programul lor. Avem și Gymkhana diseară pe partea asta de mașini de drift. Și cum ziceam de costuri, biletele de avion au fost undeva la 660 de lei, doar Wizz zboară aici, cu un zbor de seară care de obicei întârzie sau îl anulează oamenii. Deci trebuie să știți de lucrurile astea, adică trebuie să le luați în calcul, pentru că noi nu le-am luat și ne-am luat cazare pe 3 nopți, dacă nu mă înșel, 4 nopți, dar în prima noapte n-am ajuns, a trebuit să dormim la un hotel lângă aeroport, pentru că tonomatul de la care trebuia să luăm cheia de la firma Hertz nu a funcționat și atunci, pentru că am avut întârziere cu avionul 2 ore și pentru că am ajuns la ora 12 noaptea la tonomat, bineînțeles că ei de la 12 noaptea nu mai au deschisă linia de apeluri de urgență, o deschide abia la 6 dimineața, așa că n-am reușit sub nicio formă să facem tonomatul ăla să funcționeze, să ne dea cheia, așa că am mai plătit undeva la 600 de lei o cameră la hotelul aeroportului, hostelul aeroportului, ca să zic așa. Am stat foarte bine, dar 150 de lei de persoană, nu pot să zic că a fost un deranj foarte mare. Cât am plătit pe cazare de aici, de lângă Mantorp, că nu mai știu, 2000 de lei? Undeva, nu, 3000 de lei. 3000 de lei, cazarea pentru 4 persoane, 4 nopți. Nu mi se pare mult. Bine, dacă n-ai căciulă e mult, dacă ai, ok. Biletul de intrare aici, pentru o zi, ziua de astăzi, pentru că mai sunt niște români care stau pe lângă și vin și ei,
Eu plătesc undeva la 60 de euro pentru două persoane și acces auto la parcare. Deci 60 de euro pe zi, iarăși nu mi se pare un deranj foarte bine, mare. Bine, poți să iei mai multe zile. Poți să iei mai multe zile, automat este mai ieftin. Toate informațiile astea le găsiți pe site-ul Gatebil, unde toate bilete, toate accesurile, program și așa mai departe, sunt explicate foarte simplu și de înțeles pentru toată lumea. Hai să vedem. Suedeză sau norvegian. Da, hai să vedem, hai să vedem mai departe. Mașini foarte, foarte repede, pentru că sunt foarte multe și foarte interesante. De exemplu, avem aici un RX-8 care este echipat cu un motor de Toyota 1UZ ce dezvoltă 850 de cai și 1100 de Nm, ca să nu mai spun că are foarte multe elemente de carbon, adică toate, mai puțin plafon. Vedeți la Marius, sunt poze în detalii și așa mai departe. E foarte interesant, aproape am fost cu ea pe circuit să facem drift, doar că Volvo-ul nostru n-a vrut, poate în tura următoare. Bineînțeles că trebuia să prezentăm și o Supra model nou, care normal că e echipată cu motorul vechi de Supra, 2JZ. Avem și un stroker kit aici, motorul este de 3,4 litri, alezat. Vine cu 920 de cai putere, 1100 de Nm și 1200 de kg ca și greutate. Bineînțeles, cu o grămadă de piese custom. Cât se poate. Cât se poate de custom. Avem aici o Silvia S15, care bineînțeles, este dotată tot cu un motor 2JZ, de data asta nu mai este alezat, dezvoltă doar 850 de cai și 1100 de Nm. S15, da, dacă vreți să vă luați, Silvia S15, căutați pe internet. Aici avem tot ceva așa mai răruț, nu vedem la toate trackday-urile, un Opel Ascona care, bineînțeles, este dotat cu un motor 2JZ de 800 plus cai. Proprietarul n-a avut curiozitate să vadă câți cai are exact, are peste 800. Dotată, bineînțeles, cu o cutie secvențială, iar toate piesele sunt făcute acasă de dânsii, că de asta vă explicam, tot ce vedeți voi aici în spate, toate mașinile pe care le vedeți și autocarele cu care băieții ăștia vin, sunt pe persoană fizică, adică unii sunt electricieni, alții sunt instalatori, adică ce vedem noi aici, nu vedem
familiile norocoase din Suedia care au bani mulți de tot. Nu, vedem oameni normali și asta este un nivel normal de motorsport la ei. La noi e... Aici avem Audi-urile astea, UR4, care pe mine m-au impresionat în filmulețele vechi de la Gatebil, cum fac ei drift cu 4x4, sunt dotate cu un motor de 2.5 de Audi, 2500 cm3, care vine cu un bloc de diesel, bineînțeles, supraalimentat, dezvoltă undeva la 730 de cai și 850 de Nm pe o greutate de 1100 de kg, repet, mașina mergând în configurație 4x4, ambele mașini merg în configurație 4x4 și sper să le vedeți în imagini cum fac drift și ce fum scot din rot. Aici avem un Volvo, ceva puțin mai special pentru că mașina asta vine cu tracțiune față, ei au făcut-o de drift, rear wheel drive, cu un motor de Toyota, îmi spune că de pe o Supra, cod de motor 7GM, nu știu, m-a pierdut, nu sunt atât de pasionat. Mașina dezvoltă undeva la 770 de cai și 850 de Nm. Acum, până acum 2 ani a mers în campionatul suedez de drift. Acum este în pauză pentru că avem și lui un copilaș acasă și a lăsat-o mai ușor. Bineînțeles, cutia este un ZF de BMW. A zis că are și o cutie secvențială, dar acum folosește acest ZF de BMW. Trebuia să filmăm și un BMW. L-am ales pe ăsta un pic mai special, al lui James Dean și... Este echipat cu un motor 2G10, dezvoltă undeva la 950 de cai putere. Este echipat cu o cutie secvențială de la Samsung, dacă nu mă înșel, și cântărește undeva la 1030 de kg, cu tot cu pilot și cu tot ce trebuie ca să meargă în curs. It was always me versus me, it was never me versus you, and now I'm good. Wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you, misunderstood. Get up, had to beat those odds, got up and I beat those odds, misunderstood. It was always me versus me, it was never me versus you, and now I'm good. Wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. I feel it all, I feel it all. I'm feeling numb, I'm feeling numb. I lost my soul, soul. It's on the run. I need a spark, I need a spark. I need some fun, I need that fun. I'm in the dark, like what's to come. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. Misunderstood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. It was always me versus me, it was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those odds. Got up and I beat those odds. Misunderstood. It was always me versus me, it was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part, wake up and I do my job, just how I should. It's me versus me, it's you and I. The time is now, it's do or die. I chose my path, no choosing sides. I'll take what comes, hit for the ride. I'm that guy, no more time for the bad guy. Acesta a fost materialul din ziua 2. Am încercat să mergem pe circuit cu Volvo. Ați fost cam reușit. E foarte greu aici, sunt foarte multe mașini. Cel mai tare moment al evenimentului se pare că este etapa asta de Gymkhana. Toată lumea e strânsă aici, toată lumea se uită la chestia asta. E tare, nu pot să zic că nu, vedem cine câștigă. Merită experiența, eu zic să încercați să veniți. Foarte bine. Întreb la sfârșitul clipului ca să vă ascult. Care a fost cea mai tare parte din clip? Nu, glumesc. M-am întors la sfârșitul clipului să vă felicit că ați rezistat și ați văzut tot materialul și că sunteți pasionați în adevăratul sens al cuvântului, dar eu... Vorba aia, sunt aici să vă dau un heads up. Nu uitați de link-ul din descriere cu Surfshark, unde puteți să accesați aplicația pentru 3 luni gratuit, de la noi, de la Stax. În descriere, acolo jos. Pac, clic, aplicația. Și după aia să curgă cash-ul. Ne dați și 90% din cei economisiți.